Gheorghe Rățoi trăiește într-o colibă la marginea comunei Vernești și dintr-o pensie de handicap ce nu depășește 2,5 milioane de lei vechi. Are grave probleme de sănătate și se hrănește din ce primește de la vecini. Nu și-a întemeiat o familie, iar părinții și fratele i-au murit în urmă cu 10 ani. Cu greu poate spune ce are pe suflet, dar își amintește când a mâncat ultima masă bogată. Nu se cade cu toată lumea. Și înțelegi dumneavoastră... De Sfântul Constantin și Lenă n-am mâncat și eu ciorbă de perișoare odată. Nu? Am mâncat. Și bură de ptuși. Și ce perci. Coliba în care își duce traiul, Gheorghe Rățoi îți atrage atenția încă de la prima vedere. Stă să cadă, are geamurile negrite de fum, iar în interior priveliștea este și mai înfiorătoare. Un pat încropit din haine vechi, veselă murdară, pereți îmbâxiți de fum și o sobă care abia se zărește. Vecinii sunt cei care îi dau de îmbrăcat și câte o farfurie de mâncare. Tot ei au luat inițiativa de a-l ajuta pe bărbat. Cum trăiește? Rău. Groaznic. Groaznic de trăiește. A venit vreodată să vă bată la poartă, să vă ceară ceva? Nu, niciodată n-a cerut nimic. Tot ce i s-a dat, i s-a dat de oameni din bunăvoința lor. O farfurie de mâncare, poate o gălată de apă. Eu am foraj și puteam să-i mai dau și eu câte o gălată de apă, dar nu prea vine. La gălată de apă apelează la băieți ăștia. Și acum am înțeles că o să-i faceți o casă? Fără discuție, da. Da, o cameră, acolo să trăiască omenește, cât o putea să trăiască omenește. De câtă vreme trăiește omul ăsta așa? De 10-20 de ani, de când îl știu. A avut vreodată familie? Chiar așa cum e acum, când era mai tânăr putea să aibă un braț de lemn. A avut vreodată familie? Nu, dacă singur, a avut un frate, a murit. Părinții? Păi mor din mort. Mor din mort, nu-i țin eu minte. A venit vreodată la dumneavoastră la poartă să vă ceară ceva? El sărac nu prea vine, că e rușine. Îi ducem noi, că el nu poate să meargă. Așa mai cere și el o bucată de pâine, ceva acolo, că ați văzut cum trăiește. Trăiește din mila vecinilor. Ce-ai dat? Și mâncare și haine? Păi da, și haine și un lemn, una alta. Am văzut că acum v-ați organizat să îi construiți măcar o cameră. Da, da, da. O cameră acolo, 3x3, 4x4, cât o... Să vedem cum s-o organiză aici, ce material să strânge. Pentru că nu a cerut niciodată nimic, edilii din Vernești n-aveau habar despre starea bătrânului. Primarul i-a găsit cocioaba din întâmplare și apoi a demarat acțiunea de a-l ajuta. În urma ploilor care au fost și astea, am trecut la refacerea drumurilor și am fost pe drumurile sătești pe aici cu utilajele pentru pietruire, pentru astea, și au venit vecinii și mi-au spus de cazul de domnul Rățoi. Am venit, am constatat, am adus niște ciment și am luat hotărârea, îl mutăm la un vagon adus de mine aici, i-am pus pate, am pus tot ce îi trebuie, pentru vreo lună de zile. Între timp, cu sprijinul meu, la vecini, de la Consiliul Local, ce-i rezolva din partea primăriei, să-i facem o cameră de 3x3, să-l mutăm și pe el în casă nouă, să trăiască mai civilizat. În ce condiții trăiește acum aici? Dezastroase, se vede. Deci vedeți în spatele meu ce e. Adică era inuman să trăiască un om. El are o pensie de handicap de 234 de lei, ceva minor, dar sunt vecinii care îi mai aduce câte o porție de mâncare, câte ceva. Primarul i-a pus la dispoziție bărbatului un vagon în care să locuiască până când îi va ridica o locuință pe care localnicii și primăria i-o vor mobila.